Bună ziua și bine ați venit la un nou clip în clip, video. Nici nu știu cum Dumnezeu să-i mai zic, că lumea mă ceartă. În fine, bine ați venit la o nouă, hai să zicem, prezentare, că merge mai bine. Da. Sunt aici în atelier, frig, că iarnă pe la noi, pe aici, pe la Brașov, e frig. Bun, ce facem astăzi? Am discutat zilele trecute cu domnul Marius îl cheamă, de la cuțitedeabatoare.ro și mă ruga să fac filmul, să fac un film și cu piatra de la Lansky. V-am arătat o săptămână trecută unde sunt pliantele. Mă, ce am făcut cu pliantele? Stați că dau pauză să caut pliantele. Bun, am găsit ambalajele. Am căutat, am săpat după ele, că zic, bă, dar eu le ținusem, că na. Bun, acum facem ca și cum n-ați fi văzut că erau desfăcute deja. Da, deci domnul Marius m-a rugat să fac o prezentare și produselor de la Lansky, așa s-a referit el. Domnul Marius de la cuțitedeabatoare.ro, de la ei am primit astea și am mai primit și ăsta. Ăsta l-am prezentat zilele trecute, să știți că deja l-am folosit prin casă. Bă, e super, adică în sensul că nu neapărat că e super el ca scut, adică ascute foarte bine, dar bă, ai pus, ai o treabă cu un cuțit, nu mai taie, pac, l-ai dat de câteva ori și a revenit. Acum, sincer, între noi fie vorba, sper că nu ne aude tare domnul Marius. Părerea mea e că din timp în timp tot mai trebuie dat cuțitul pe o piatră. Așa că, na, uite că piatră de la domnul Marius sau altele. Eu zice că are el altele, tot așa că nu ne aude altele care mie îmi plac mai mult. Bun, să revenim la caprele și vărzile noastre. Produse Lansky, ce facem cu ele astăzi? Ați cuțit briceagul care tot de la dânsii e primit, de la cuțitedeabatoare.ro. O să vă las linkurile mai jos. Acum, să începem cu începutul. Când mi le-a trimis domnul Marius, el a zis că da, suntem de acord, dar prezinți produsele pe care ți le trimitem noi. Și a zis, ok. Sincer, acum, eu nu sunt fan mare al pietrelor de ascuțit pe bază de ulei. Am câteva. Și înainte să ne apucăm și să le prezentăm, o să vă spun un pic care e părerea mea despre, onestă, așa cum v-am învățat până acum, despre pietrele de ulei. Ne apucăm, vedem cum e cu asta și după aceea discutăm la sfârșit, ne formăm o opinie la sfârșit. Până acum nu am folosit piatra asta de la Lansky și nici uleiul de la Lansky. Am folosit altceva. Bun, dacă vreți să știți ce e acel altceva care am fost găsit în loc de ulei, vizionați celelalte filme ale mele, ăsta este de Lansky. Bun, am câteva alte pietre de ulei. Asta e o piatră Washita de ulei și mai am încă două pietre de ulei de la Norton. Norton vintage, adică din acelea vechi, antice și de mult bătrâne, cumpărate de pe eBay din Anglia. Ce face Nortonul acum? Din câte am auzit, e departe de ce făcea înainte. Asta ce că ar fi mult mai bun. Asta e un Norton medium, un Norton coars, adică grunjos, și asta e mediu sau fine, nu știu sigur. Dar par ok. Acum, care e dezavantajul cu pietre? Îl vedeți aici. Pietrele de ulei. Ele trebuie puse în ceva cutii. Pentru că în momentul în care îți dați seama, le-ați uleiat, da? E după aceea, unde o pui? Că trebuie să o ții în ceva, că dacă nu ții, se uleiază tot. Ăsta e un dezavantaj al pietrelor cu ulei. Cu astea am primit ceva cutii, am încercat să le bag la loc, dar văd că nu mai prea intră la loc și dacă le bag după aceea iasă forța. Deci am primit ceva cutii, da? Și că asta era capacul, dar capacul nu prea se potrivește, vai și amar. Trebuie să-mi fac cutii pentru ele și mai am încă una tot așa primită, dar nu știu cu care dintre ele, că văd că asta nu încape, nu mai încape în cutie. Deci la un moment dat eu le-am scos din cutiile în care erau și astea le-am fiert. Pentru că ele se încarcă în timp, da? Asta o vedeți. Asta e destul de curată. E destul de ok ca și piatră. Acum, că v-am spus de dezavantaje. Care e avantajul la ele? Avantajul la ele e faptul că odată impregnate cu ulei, la ele nu mai trebuie adăugat ulei. Se curăță ușor. Se curăță ușor, se șterg doar cu cârpă după ce ați ascuțit și le depozitați în cutia lor, pentru că dacă ea trage, piatra trage, va trage ulei și unde puneți, va lăsa urmă de ulei. Acum, în altă ordine de idei, discutam cu cineva în legătură cu piatra asta, 1000 cu 3000 de la Naniva. Mie îmi place foarte mult, de exemplu. Lui a zis că nu-i place deloc. E cam în aceeași situație suntem deocamdată cu pietrele de ulei. Eu încă nu mi-am format neapărat o părere relativ la ele.
cât de bune sunt. Dar, uite, tocmai acum e un moment în care să o punem pasta la lucru și să vedem cum e. Bun, să începem iară cu produsele, să vi le arăt, deși le-ați văzut data trecută, dar poate sunteți unii care n-ați mai fost pe canalul meu. Vorbim de un ulei de la Lansky, Honing Oil, adică ulei de ascuțire. For Bench Stones and Sharpening System, pentru pietre de ascuțit și sistem de ascuțire pe care Lansky îl vinde. Da? E o sticluță de 120 de mililitri și un pliant în care vă spune cu ce sisteme se folosesc. Ăsta, sistemul ăsta e faimos de la Lansky. Mai au pietre de rezervă pentru același sistem rotunde, pentru lame tip carambit, adică din alea care se încovoiază înăuntru, tăișul e pe înăuntru curburii, da? Mai au sistemul ăsta de tije de ascuțit, sistem diamantat, tot așa de tije, alt sistem, și asta pentru pietre, pentru zi, cum îi zice, rod diamantat era, să zic, tijă diamantată, așa, și bineînțeles ulei. Cum se folosește el? Bineînțeles precauții, pentru că e pe bază de ulei. Sistemul, așa, mai au și piatra asta. Asta stare curios de piatra asta, da? Într-o zi poate o să o prind eu, într-o zi. Așa, fabricat în America, văzusem undeva, da? Made in America, da? Fabricat în America. E vorba de ulei. Bun, piatra, așa vine în ambalajul ei. Asta e ciobită. Am vorbit cu domnul Marius și l-am întrebat, zic, ok, ce, zic, mi-ați trimis piatra, așa era, sau s-a ciobit la transport? Zice, nu, așa era. Ți-am trimis produse pe care noi le vindem, dar pe care tu poți demonstra funcționalitatea. Deci, până la urmă, asta e o piatră pe care vedem cum se comportă. Pliantul pietrei, da? Se folosește outdoor shop, coarse și fine, 2x6 inci, adică 5 cm pe 15 cm. Americanii ăștia, bă, dar nu se lasă de inciul ăsta lor nici cum. Made in USA, da? Fabricată în America. Destul de scumpă, dar, na, fabricată în America sunt și prețuri mari. Aici ne spune încă o dată dimensiune, da? Și că la ce se folosește, la bricege, la dălți și la cuțite de rindea. Mie un pic mi se pare cam grunjoasă pentru dălți și cuțite de rindea, dar o să vedem într-o secundă. Și astăzi o să ascuțim un briceag pe care l-am primit tot de la dânsii, un Alba Inox, da? Fabricat în China. Multe lucruri în ziua de azi se fabrică în China, pe care vi l-am prezentat în filmele trecute. E un briceag de vreo 20 de centimetri. Am văzut de data trecută că se poate opera cu o singură mână. El din cutie vine destul de bine ascuțit. Stați să vă arăt cum taie acum. Și după aceea îl tocim, ceea ce mie nu prea îmi place să fac, dar na, când ai de lucru, ai de lucru. Deci din cutie el taie chiar foarte bine, da? O să-l tocim și o să-l ascuțim pe piatra aceasta Lansky. Deci așa era din cutie. O să-l tocim. Asta e o piatră pe care eu am luat-o de pe stradă. The Rock. Cu care eu tocesc tăișul. Deja se vede că tăișul sclipește. Bun. Și teoretic ar trebui să nu mai taie deloc. Deci, pur și simplu rupe. Acum, ce facem acum? Să vedem un pic. Da. Punem niște bandă de izolat pe el, că nu vrem să-l stricăm. Adică văd că zona asta eu pot atinge cu la piatră de scuțit și trăznim niște bandă pe ea, așa, și mai trăznim și aici în zona asta să aibă, ca să nu stricăm modelul ăsta frumos. Da? Deci eu vă recomand, puneți bandă pe el, că nu strică, așa, acolo, bun. Și acum suntem siguri că dacă facem vreo minune și ne scapă cumva briceagul de pe piatră, el când va, nu vom atinge nici acest, nu știu cum îi zice exact, chestia asta cu care el se poate închide și deschide și nu vom atinge nici model. Bun, începem cu partea de grunjoasă și medie. El are cors și medium, parcă scria, sau cors și fine. Ei zic cors și fine, eu mai degrabă îl văd un medium, da? Bun. Să căutăm o bucată de scândură ca să înălțăm un pic piatra.
Am găsit și eu scândură care nu e de atât de... Ca să caut scândură. Bun. Am găsit o bucată de scândură pe la mine prin atelier. Folosim o bucată de antiaderent din ăla, de aderent, de fapt, nu antiaderent, antiderapant. Și mai folosim încă una să o punem sub piatră. Tot așa, antiderapant. Nu folosesc suportul meu de ascuțit pentru că acolo ăla a folosit doar cu pietre de apă. Bun. Într-o primă fază se pune ulei pe piatră și se întinde. După cum vedeți, la piatra nouă, piatra va absorbi destul de mult ulei. Acum, nu trebuie să punem toată sticluța. Eu zic că ar trebui să ajungă. Bun, să-mi iau un șervețel. Așa. Marker. Acum, procesul de ascuțire pe pietrele de ulei nu diferă foarte mult de procesul de ascuțire pe apă. Singura diferență e că aici folosim ulei. Aboleu, acum a scăpat o grămadă. Dar văd că piatra absorbe foarte, foarte mult ulei. No, vă dați seama, n-am pus, bine că n-am pus foarte mult până la urmă din sticlă, dar a apărut mult. Dar vă dați seama că uleiul ăsta acum, dacă eu pun piatra asta pe ceva, ar fi bine de băgat într-o cutie. Pentru că altfel, dacă nu, vă uleiază tot ce atinge. Acum, hai să vedem cum se mișcă. O să folosim întâi partea dură ca să refacem tăișul. Asta văd că dansează, nu stă bine. Și cu dăm. Doar mișcări înainte folosesc deocamdată ca să refac tăișul. Și urmăresc să văd dacă am bavură. Pe partea asta am bavură. Și da, am bavură până în cap. Mai dau de două ori ca să fiu sigur. Uite, vezi, trebuia să dau un pic pe piatră înainte să dau cu ulei, ca să vă dați seama cam cum se comportă piatra fără ulei. Bun, partea asta cors, eu o văd folosită, adică partea dură, eu o văd folosită doar când aveți un cuțit din ăsta cum l-am tocit eu, adică tocit, 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 tocit din calea afară, da? Și în rest eu zic că cu partea de fine ar trebui să se facă orice ascuțire. Care și întrece, n-am nimerit un ghiu, mai sus trebuia. Te vezi? Acum tocmai ce am atins ăsta un pic de piatră, dar pentru că am acolo bandă de izolat, nu fac probleme că stric briceagul și el va arăta ca și nu. Se întâmplă să-l atingi. 5. Da. Bun, am bavură, dar doar aici, în partea din față. Bun, pare că am obținut bavură și pe partea alta. Acum, niște avantaje ale pietrei pe bază de ulei. Nu se consumă. Deci piatra de ulei, multe pietre de ulei, stai să ne înțelegem, multe pietre de ulei nu se consumă la ascuțire sau aproape deloc nu se consumă la ascuțire. Ele sunt făcute din carbură de siliciu. Mergem acum cu mișcări alternative și eu între timp mai și povestesc. Deci, ce vedeți pietrele astea așa mai colorate în nuanțe de verde sau albăstrui negru?
De obicei sunt pe bază de carbură de siliciu. Carbura de siliciu și oxidul de aluminiu sunt cele două materiale abrazive care se folosesc în ziua de azi în pietrele de ascuțit. Foarte mult în trecut s-a folosit carbura de siliciu. Mai nu se folosește oxidul de aluminiu. Acum, ca și putere de abraziune, ambele sunt cam acolo, doar că trebuie să bag o virgulă aici că n-am cum. Carbura de siliciu este un pic mai dură decât oxidul de aluminiu, deci teoretic ea este mai rapidă. În zona asta nu prea s-a ascuțit. Bun. Eu zic că s-a ascuțit. Haideți să vedem un pic. Vedeți? Nimic. Adică ea nu se consumă aproape deloc la ascuțire. Deci asta e un avantaj al pietrelor pe bază de ulei. Bine, acum s-ar putea să nu agațe foaia pentru că am o grămadă de bavură, dar a început să o ciupească. Bun, suntem pe drumul cel bun. Am terminat cu partea dură, să zicem așa, și acum cu partea fină o să îi rafinăm tăișul. Acum, ce se întâmplă cu pietrele astea când sunt noi? Ele sunt un pic mai abrazive și în timp se vor așeza. Dar asta e cu orice piatră, chiar și cu asta de ulei și cu pietrele pe bază de apă. Cam după 3-4 ascuțiri vă dați seama efectiv de cum se mișcă ea, de cum se mișcă piatra. Acum ea se va impregna cu ulei și data viitoare când o să pun ulei pe ea, bineînțeles că o să absorbă mult, mult mai puțin. Acum, pe partea fină, vreau să o încarc bine, 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 bine cu ulei, pentru că aici uleiul ne va ajuta să și finisăm tăișul. Pe partea fină, bineînțeles. Deci uleiul va face piatra un pic mai alunecoasă, că nu, asta face uleiul. Facem aceeași rutină. Da, uite că am uitat să dau cu marker. Am dat 10 pe partea asta. E bine să numărați câte treceri faceți pe o parte și câte treceri faceți pe cealaltă parte. Da? Ca să păstrați tăișul zi, era să zic echivalent. Găsesc eu cuvântul. Merge și egal până la urmă. Adică să aibă aceeași. Vedeți aici? Vedeți ce e bun markerul? Că acolo nu prea am atins cuțitul. Zona asta l-am atins bine. Chiar am și bavură pe aici, dar aici n-am bavură. Și dacă n-am, știu de ce n-am. Bun, și atunci îl mai dau doar. Deci, avantaj la pietrele de ulei, că sunt foarte, foarte rapide. Foarte, foarte rapide. Ca și granulație, din câte am citit, asta e o granulație de 240 cu 600. După ce se va încărca cu ulei, eu zic că partea asta de 600, vedeți, asta nu e, e pilitură de fier. După ce se va încărca cu ulei, piatra asta de 600, da, se va duce la un finisaj spre, poate chiar spre, comparativ cu o piatră de 2000. Dar după cum v-am spus, asta e piatră nouă, scosă din cutie acum. Adevăratele performanțe se văd cam după 3 ascuțiri. Tot verific de bavură, am zona asta, zona asta n-am. Apropo, dacă mă mai mucesc, cum se zice pe la noi, e cam răcit.
Dar știi cum e? Orice post poate să rănească, să răcească iarna. Și iarnă și eu sna, în categoria de din el. Bun. Acum, mie îmi place să ascult cu pietre mai fine cuțitele, că mie îmi place să le văd cum bărbelesc, adică, da, nu-i musai. Uite, deja a început, asta deja a început să se așeze, o simt cum deja nu-i mai e, nu mai așa de rugoasă ca la început. Dar de ce? E spre zona rugoasă. Bun. Deci am bavură pe toată lungimea tăișului și ne întoarcem pe cealaltă parte. Să ștergem un pic. Două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, 9, 10. Verific dacă am bavură. Dacă n-am bavură pe partea cealaltă, nu mă mut pe partea cealaltă până n-am bavură. N-ai bavură, nu treci mai departe. Nu există să treci mai departe. Lasă că văd eu bavura, mai încolo formez. Nu. N-ai format bavură, nu s-a ascuțit cuțitul. Chiar de dimineață vorbeam cu un prieten și zicea, bă, nu mai reușesc să ascut cuțitele. Și îl întrebam, zic, da, bavură? Bă, zice, nu mai reușesc să obțin bavură. Păi zic, de-aia nu reușesc să ascut cuțitele. Că dacă n-ai bavură, n-ai ajuns la marginea tăișului, da? Mai de mult, cineva mi-a scris pe YouTube că el niciodată nu obține bavură la ascuțirea cuțitelor, că numai cuțitele nașpa fac bavură. Eu zic că toate cuțitele trebuie să facă bavură. N-ai făcut bavură, n-ai ajuns la tăiș. Bun, și acum mergem să scoatem bavura. Așa. Bun, și acum îl polișăm un pic. Le polișăm impropriu spus, rafinăm, să zicem, tăișul, da? Mai punem niște holoi. Ștergem piatra, da? Deci nu s-a luat aproape nimic de pe ea. Și trecem la mișcări alternative. Astea de obicei le fac foarte ușor și cu presiune foarte mică sau aproape deloc presiune pe cuțit. Doar trec peste piatră. Mai mult alunecând. Piorează. Dar nu-s luceafăr. Deci observați că avem ciobitura aia care e destul de mare. Nu mă deranjează deloc la ascuțire. Adică pot să o colesc foarte, foarte ușor. Asta e în ideea în care mai aveți vreo piatră care e ciobită sau ceva și o vedeți pe OLX sau pe undeva la preț mic, să știți că ciobitura nu încurcă și da, vă poate ajuta să obțineți un preț mai bun. Da, haideți să vedem cum se prezintă tăișul. Doar din piatră, fără strop, da? Încă n-am stropuit. A început să agațe hârtia, fără strop, da? Și o să vă arăt eu mai încolo miracolul stropului, că nu m-a întrebat cineva. Dai bun stropul, băi, bun, e bun. Și o să vedeți imediat ce treabă face stropul. Dar, după cum v-am spus, acum, în primele ascuțiri,
va trebui să punem destul de mult ulei. Când ea se va îmbiba cu ulei, deja nu va mai trage ulei. Acum facem mișcări de stropuire, adică dacă până acum am făcut în contra trăișului, acum mergem invers. Și am făcut 20. Acum, în legătură cu tehnica și cu piatra, că da, e bună, dacă nu e bună... apropo, m-a sunat aseară cineva și m-am cam răstit la el, îmi cer scuze. Nu neapărat că m-am răstit, dar dacă mă sunați vreodată și mă răstesc la voi, dar nu neapărat mă răstesc sau ceva, vă răspund așa în doi peri. E pentru că mi se adresează aceeași întrebare. Dai bună piatra aia de ascuțit, dai bună piatra aia de ascuțit, dar ce piatră de ascuțit folosesc la... Dar ce... Băi, nu contează, mâncava sufletul vostru. Până la urmă, avem o bucată de fier pe care o dăm pe o chiatră. Că e chiatră din asta, că e chiatră de altfel, că e chiatră mâncă sufletul ei și trebuie să o dăm înainte și înapoi. Apoi că o dăm așa, o dăm invers, o dăm cum... Păi dacă vreți să ascuțiți, vă apucați, luați o piatră de care vreți voi și vedeți dacă vă place să ascuțiți. Nu e atât de importantă într-o primă fază piatra pe care o folosiți. Adică da, puteți obține rezultate bune, și eu pe hârtia asta care nu mai stă calm. Puteți obține rezultate bune pe orice tip de piatră. Acum asta pe bază de ulei are avantajul că mi se pare că e un pic mai rapidă decât cea pe bază de apă. Acum mă uit ca curca în lemne, cum să zice, că nu mai am găsit stropul. Da, bă, dar parcă astăzi mă n-am găsit nimic. Stați că dau pe pauză să caut stropul. Bun, am găsit. N-a durat mult. Așa. Bun, și acum să vă arăt la ce e bun stropul. Că tot așa mă întreabă lumea. Dar trebuie strop, dar ce fac cu stropul, dar ce să fac, ce nu să fac. Da? Tocmai ce l-am ascuțit, ați văzut că taie hârtia, da? Ce mă enervează chestia asta la scuțire e foarte, foarte, foarte. 7 ore am dat. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Acum, tăișul n-a ieșit lucios. Deci nici nu mă așteptam să iasă lucios dintr-o piatră de 600. Ca să iasă lucios, trebuie piatra acolo, să se apropie mai la granulația de 4000. Uite mă că l-am stricat acum. Glumesc. Eu zic că îți dau vina pe hârtie. Stai să luăm una nouă. Stai să luăm una nouă. Dar parcă ideea. Astăzi nu vrea să stea hârtia. Hai să văd ce am făcut aici. Da, știu ce am făcut. Am bavură. Bun. Partea asta altă. Bun. Vedem acum.
Nu e un tăiș extraordinar. N-are cum, adică n-are cum. Din piatră de 600 nu prea are cum să iasă tăiș extraordinar. Dar pun pariu că o să bărbărească. Ia uite. Vezi? El bărbărește. Da? Acum, piatra asta e mai mult pe zona utilitară, să zicem așa, părerea mea. Nu e neapărat pentru cei care, pe cei care vor să aibă cuțite. Ia uite-mă că acum se mișcă mai bine. Cuțite super, super, din alea care să bărbierească. Da? S-a ascuțit. Hai că până la urmă ăsta e scopul, na, să ascuțim. Cred că hai să încercăm să o mai polișăm un pic, tot pe piatra asta, să vedem dacă reușim să obținem rezultate o chicuțăcă, nu mult, mai bune, deși cam acolo suntem. Cred că asta e cam maximul ce poate piatra asta. Nouăsprezece, 20. Acum sper să nu se supere domnul Marius pe mine. La data viitoare să mă lase pe mine să aleg produsele ca să fiu mai entuziasmat de ele. Adică, na, nu, deci nu, nu mă înțelegeți greșit. Nu e o piatră rea. Dar eu nu sunt, na, nu sunt foarte, 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 foarte prieten cu pietrele de ulei. Ați văzut că am. Le găsesc avantaje. Adică prin faptul că nu trebuie să o țin în apă, da? Poți să ascuți direct pe ea. Direct. Sunt mai rapide, mai agresive. Fac față cam la orice tip de material astea pe ulei. Da? Față de alea de apă, un pic alea de apă, v-am spus, sunt mai pretențioase. Uite de asta ce vă arătam mai devreme. Mie îmi place foarte mult asta, da? Sunt persoane cărora nu le place pentru că e un pic mai... Aoleu, cum murdăresc de ulei. E un pic mai lentă, da? Asta da, aia ce v-am arătat-o, asta roșu cu galben, e mai lentă ca asta de la Lansky. E o piatră pe bază de apă și e mai lentă. În general, pietrele pe bază de apă sunt mai lente. Acum, mai găsiți în comerț din astea, de la alte filme. Nu le spun numele, că le găsiți voi. Eu mi-am luat una din aia, bă, nu mi-am plăcut. Asta pare ok. Acum, nu știu cât o să țină de mult în timp, da? Ați văzut că dintr-o piatră de 600, urmată de un strop, da? Putem da jos blănocul. Se vede? Eu sper că se vede, că nu prea văd mult. Da, vezi? Deci el barberește. Acum, care e scopul nostru? Să avem un cuțit care barberește? Probabil că și asta poate să fie un scop în sine. Da, uite. Deci se mișcă bine pe hârtie. Bine, acum mai gândiți-vă și la o chestie. Ia uite ce muche groasă are, da? Deci la asta unghiul de ascuțire e undeva la un 30 de grade, da? La 30 de grade nu se va mișca așa bine ca un cuțit ascuțit la 20 de grade. Dar, adică nu există niciun dar, de fapt. El taie bine, adică taie hârtia, taie... Da, e un pic mai anevoios. Da, nu sunt printre pietrele mele favorite, dar
Am avut niște pietre de ulei, mai de mult, tot așa din astea second hand, pe care le-am vândut la cineva, care mi-a spus că super entuziasmat de ele, super bune, super ok. Eu încă nu sunt fan pietre de ulei. Bun, ce să vă zic? Până la urmă își face treaba, ascute, dă jos blănocul. Dacă la interesul vostru, nu lasă un tăiș super, super lucios. Ar mai fi un pic de lucru ca să lase tăișul lucios. Adică nu de lucru, de schimbat piatra, de folosit altă piatră. Eu acum mă uit un pic cu monoclul la el, la briceag. Da, e normal. E un tăiș de 600. Dacă toți suntem la partea asta, hai mă să-l și lustruim acum. Sper că nu s-a supărat domnul Marius tare și vorbim și de alte pietre. Asta e piatră naturală, oașita, care are granulația undeva la vreo 3000. 3500, 3000, cam așa. Da? Tot pe bază de ulei. E, după cum vedeți, asta nu mai absorbe uleiul. Da? La asta am pus prea mult. La asta chiar că am pus prea mult. Și haideți să polișăm o țără pe piatra asta oașita, să vedem dacă îl scoatem și mai bine. E și acum bine, adică nu mă înțelegeți greșit, e bine, 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 bine. Bine, bine, da? Mie îmi place câteodată să fie... Da, ole, vezi? Asta nu-mi place. Tot am zis că mă ocup de piatra asta, uite, vezi? Nu mi-ajunge, nu reușesc cu tăișul să ajung pe piatră, pentru că piatra deja e subțire. Partea aia parcă era mai groasă. Ar trebui să scot și să-i fac alt suport. Pentru că, uite, vezi, nu ajung cu tăișul. Nu ajung cu tăișul până pe piatră. Am dat așa 20 de treceri pentru că totuși nu pot să fac ce vreau. Și când nu pot să fac ce vreau, mă enervez. Hai să văd dacă să încerc pe asta oare. Da, și asta e fină. Hai să încerc pe asta, să finisez un pic pe asta. Asta tot așa o văd ca și granulație undeva la 3000. Deci mai fină. V-am spus, mie îmi place mai fin. Mai fin nu... Nu neapărat că e rău. Că e rău cum face asta... Dar eu vreau mai fin. Eu vreau mai fin. Vreau mai fin și când vreau mai fin, vreau mai fin. Da, acum, tot așa pe bază de ulei. Să vă dați seama, dacă o piatră e fină, ea de la un moment dat nu va mai absorbe ulei. Vedeți și asta. Aproape că deloc nu-l absorbe. Cu cât e mai grunjoasă, cu atâta va absorbi mai mult ulei. Bun, asta ajung aici pe margine. Am dat 30 și pe asta. Trebuie mai rău ceva. Și gata. S-a curățat. Asta e un alt avantaj al pietrelor de ulei. Se curăță cu cârpă. Le-ai pus în cutia lor. Ceac-pac. Și asta dă să o curăț și asta. Chiar trebuie să o scot pe asta. Trebuie să o scot. Am zis că trebuie să o scot din ăsta. E, are două crăpături. Da, eu zic că nu e problema acolo. Eu sper să fie lipită ea. O scot din suport și trebuie să o pun ca să iasă mai mult din suport, că nu reușesc să scot. Tot am zis că o scot. Deci ea
Ai curățat-o de ulei, e în cutia ei, i-ai pus capacul, ai pus-o bine. Și până data viitoare, o țin cutie. Acum, cam așa se țin ele, pietrele de ulei. Trebuie să le fac și la astea niște cutii. Pentru că dacă nu, vă dați seama unde le pun, uleiază tot. Acum mai dăm o țărucă pe strop. Și eu ia uite să vezi tu că am făcut, da, mă, 40 de minute și la filmul ăsta. Măi, să, măi, nu-mi iasă, mă, nu-mi iasă mai scurte. Nu-mi iasă, chiar v-am spus de atâtea ori, am vorbit cu prieteni, cu ăsta, bă, dar mai ce tot povestește acolo, hai, fă-le mai iute. Nu-mi iasă, mă, cu sufletul. Eu când mă apuc, cel puțin o jumătate de oră, îmi ia la un cuțit. Vă reamintesc de chestiuța asta, da? Ați văzut, 2-3 minute, pac, pac, ceac, pac, aia scuțit cuțitul. Deci, dacă ar fi să mă întrebați, că eu am auzit cum ați întrebat voi de acolo, din spate, și știu că ziceți voi chestia asta, și mă întrebați, și mă întrebați, băi, dacă ar fi după tine, dintre piatra asta de la Lansky cu oloiul și jucăria asta, tu ce ai alege? Bă, să vă spun sau să nu vă spun? No, hai că vă spun acum, că vă văd acolo, că vă tot foiți și agitați. Băi, aș alege chestia asta. Adică pentru cineva care nu-i pasionat de ascuțire ca și mine, bă, îți iei o chestie din asta, n-ai treabă. Na, acum a ieșit, a ieșit. Deci v-am spus, ce îmi place mie e să mă duc mai fin. Să mă duc undeva la cel puțin 3-4.000. E acolo la 3-4.000 și pe hârtie cuțitul se mișcă. Se mișcă că cum ar trebui să se miște sau cum îmi place mie. No, bun. Eu zic că ajunge pentru astăzi. Vă las linkurile, da? Eu v-am spus și în celălalt film. Deci s-a ascuțit bine, bine. Deci s-a ascuțit bine, bine. După ce am trecut-o și pe aia de 3.000, s-a ascuțit cum îmi place mie să tai. Adică să taie, să, când îl pun pe hârtie, să nu se uite la hârtie. Adică să o... Uite. Tătă îndoită și hârtie. Păi da, vă știți că eu zgârcit. Eu nu țip nicio bucățică de hârtie. Nimic nu țipăm. Gata. Am cioplit și hârtie. No, bun, să concluzionăm niște concluzii, să vă mai spun niște lucruri și cam atât. Bun, deci v-am spus. Acum, între noi fie vorba, că nu ne aude multă lume, dacă ar fi să aleg, dacă mi s-ar pune la acum când le-am testat, da? Deci, să revenim de fapt. Dacă domnul Marius mi-ar fi spus, băi, îți trimit niște produse, asta sau astea două, ce preferi tu să-ți trimiți? Aș fi zis din start, băi, trimite-mi piatra, bă, că eu cu pietre, eu cu aia, cu aia. Băi, după ce le-am testat, eu acum am și scarpin în cap, așa ca să vă dați seama. Băi, după ce le-am testat, da, adică, da, frate, e, nu știu, cât vreo 70 de lei, ăstea două, dacă le cumperi, tot așa vreo 80-90 de lei, da? Fac mizerie. Trebuie să le pui, uite, vezi, deja s-a impregnat cu ulei. No, eu acum când le pun, cred că le bag înapoi în țipla aia lor, ca să le pun bine, că acum orice atingi se pătează de ulei. Ai asta? Nu, frate. Ai pus, a tras cuțitul, v-am arătat data trecută, s-a ascuțit. Da? Ia uite că am o idee, am o idee, am o idee, am o idee. Fiți atenți, am eu aici. Am tot felul de lame din astea cu care mai râcâi lucruri, mai, dar nu mai taie deloc astea. Și acum sunt curios să văd dacă jucăria, așa îi zicem noi, enișarpul ăsta, reușește să ascută și lame din astea. Că eu zgârcit, adică voi, până acum sper că v-ați prins că eu zgârcit. Să vezi tu. Și invers. Adică dacă vă luați dispozitiv din ăsta ca să scuțiți lame din astea, nu merită. Dă-le dracului că sunt set de lame din astea. Nu știu câte sunt, 3, 4, 5 lei. Un set de 10, 20 de lame, da? Da, așa că ca fapt divers.
Bă, nimic, că ascuți și asta. Bă, mânc cu sufletul. Bă, încă nu frumos, că mai am o grămadă de chestii, dar parcă văd că... Bine, nici nu prea pot să apăs cu asta. Am și, vă dați seama, ia uite pe ea, tot felul de adeziv, de... A luat mai mult adeziv acolo. Da, a scos-o, a scuțit-o. Bă, nu vine, vine. Dar pe piatră nu ascuți. Pe piatră te chinui cu asta. Că ne, nu nimerești unghiul, nu. Dă și pe piatră, nu? Că dacă tot ne-am apucat... Dăm o țel pe piatră să curăț de... care tot felul de adeziv pe tăiș. Vezi? Uite cum faci pe piatră. Faci numai aici în mijloc, vezi? Țac, țac, țac. Deci dacă folosești multe lame din astea, da? Nici mă, că acum nu vreau să l agațe. O scot eu, adică dacă stau o țără să mă întrebuințez la ea, scoate și lame din astea. E bine, trebuia să o bag și eu în suport ca să pot să apăs ca lume pe ea. Dar... Poate ascuți și gudi. În fin, nu e, nu e, era ca fapt divers. Bun. Deci, să concluzionăm. Dacă mi-ar fi dat de ales între astea două și asta, aș fi ales piatra. Da, fără discuție aș fi ales piatra. Acum când le-am testat, ăsta, frate, ușor de utilizat, nu te complici. A pus cuțitul, bam, 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 bam. Ăsta, na, trebuie să fii atent, uite, iară, să fii atent, să pui bandă, da? Că ar fi păcat dacă atingi, stai să vă pun unde, să dăm jos. Dacă ai un briceag, mai ales, bine, un briceag orice ai până la urmă, un cuțit sau ce ai, care are model sau nu are model sau are ceva pe el, știi? Păi parcă nu vrei să-l strici la piatră. Și trebuie să-l protejezi. Deci asta e un alt dezavantaj al pietrelor, da? Asta, avantajul ăsta. Avantaj din nou, utilizare ușoară. Ăsta se murdăresc, trebuie să ai grijă cu ele, unde le pui și ăsta iară trebuie să vedeți. Trebuie să-l tot așa, că pătează. Nu-s de dus în casă, îs de atelier. Deci astea mai degrabă le văd pentru un atelier, da, le văd. Apropo, m-a sunat cineva mai de mult un templar și mi-a zis, zice, bă, vreau niște pietre de ulei. Vreau niște pietre de ulei, că i-am folosit într-un atelier în care am lucrat eu, niște pietre de ulei, mi-au plăcut foarte mult, vreau pietre de ulei. Deci, cum v-am spus, mai degrabă le văd ca niște pietre de atelier astea decât de cuțite de bucătărie. Cuțite de bucătărie, dânsul. Da? Astea mai pentru atelieriști, mai pentru cei care au de lucru. Hai că l-am băgat în țipla lui înapoi, că ați văzut că deja pătează, ia uite. Da, deci v-am spus, vă trebuie cutie sau vă trebuie zi. Sau nu, să o băgați înapoi în țipla lui. Bun, cam atât pentru astăzi. Eu sper că cât de cât v-a plăcut. Sper că și domnului Marius i-a plăcut cât de cât. Deci revin. Dacă mă întreba înainte să mi le trimită ce aleg între piatră sau dispozitiv, spuneam clar piatră cu ulei. După ce le-am testat, spun dispozitiv. Bun. Vă las linkurile mai jos. V-am spus, au avantaje. Au avantaje. Nu neapărat pentru mine. Prefer pietrele de apă, da. Pietrele de apă se murdăresc. Da, trebuie ținute în apă. Trebuie lăsate 10-15 minute în apă până nu mai fac zi, bule de aer. Trebuie curățate după ce ai lucrat cu ele. Da, dar totuși parcă eu le prefer mai mult decât pe astea de ulei. Astea de ulei, da, v-am spus, au avantajele, nu se consumă, sunt mai rapide, deci eu le văd mai rapide ca alea de apă. Deci alea de apă la granulația asta de 220, pur și simplu se... Ce face asta? Se... Tot adă...
că mi se strică telefonul, trebuie să-mi iau telefonul lui. Sau, a, focalizează și nu știe unde să focalizeze. Săracul, l-am încurcat eu. Da, deci astea de apă, la granulația asta de 220, păi știți cum se mănâncă? Vai de capul meu, imediat, imediat se mănâncă. Astea de ulei, la granulația asta de 220-600, chiar și alea de apă la 600 se mănâncă foarte ușor. Astea de ulei sunt mult mai compacte, stau mai bine, deci nu se consumă așa bine, deci acolo e avantajul. V-am spus, fiecare are avantaje și dezavantaje. Deci marele avantaj al ăsta la pe ulei e că ele nu se consumă sau se consumă foarte puțin. Dezavantajul, na, trebuie să ai tot timpul o cutiuță sau ceva în care să le bagi, trebuie să dai cu ulei, dar ambele, atât alea pe apă cât și alea pe ulei, își fac treaba. Bun, cam atât pentru astăzi. N-a durat decât vreo 50 de minute. Da, mai mult m-am distrat eu decât voi. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, vă aștept cu întrebări să mi le lăsați mai jos. Cele 5 de care vă spuneam, 5 așa să vă încurc un pic. Like, comment, subscribe, clopoțel și reclame. Reclame, da, dacă v-a plăcut cât de cât filmul ăsta, dați un like. Dacă v-a plăcut, da, sau dacă nu v-a plăcut, vă uitați la reclame, măcar una dintre cele două care apar la sfârșit. Și în rest, vă urez o zi bună.